Binecuvântat este Pațul Astăzi, în numele Domnului Iisus Hristos, vă invit ca să deschidem minutele de pătrășire după amiază aceasta, intrând din rol 454. Să-i binecuvintezi tu pe frații noștri care au venit și vor fi în această masă cu noi. Te rugăm să pui tu cuvintele tale pe buzele lor, să faci ca acest program să fie spre slava ta. Amin. Îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru și îți mulțumim că ne iubești. Amin. 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 Vreau să vă salut cu pacea Domnului și să vă spun un bun venit în masă aceasta în mijlocul nostru. În urmă cu vreo două sau trei luni, nu știu dacă greșesc sau mai țin minte, frate Uva, bine, ne-am întâlnit și l-am întrebat cu fratele George, când veniți pe la noi, pe la Oradea. I-am spus că suntem o nouă bisericuță și încercăm să facem o nouă lucrare în Oradea, o lucrare veche, de când mi-a lăsat-o Domnul Iisus Hristos, l-am început sau am vrut să continuăm și să o ducem acum mai departe. Și fratele Uba a spus, am să vin, dar deja am planificat că trebuie să vin, a fost odată și ne bucurăm că acum nu sunteți singuri în locul nostru.
sunteți și cu echipa din partea Ridică-te și umblă. Vă spunem un bun venit în bisericuța noastră. Sperăm să vă simțiți bine la noi. Ne bucurăm mult că ați venit. Îmi făceam probleme, sincer, cu scările de la urcare, dar văd că n-au fost nicio problemă. Ne bucurăm că sunteți cu noi și sperăm că după masă aceasta să ne dați și nouă putere să mergem mai departe, așa cum am văzut că dumneavoastră aveți. Și dați peste tot acolo unde mergeți. Domnul să vă binecuvinteze în tot ceea ce faceți și vă rugăm să ne arătați ce ne-ați pregătit. De obicei, când mergem prin biserici, mergem cu o echipă mare de 30-40 de persoane, dintre care cel puțin 20-30 sunt persoane cu dizabilitate. Și când vorbesc despre dizabilitate, mă refer la diminuarea unor abilități sau lipsa lor totală. Se spune că pe glob, unul din 7 are o dizabilitate. Stați! Să nu vă bucurați, pentru că la un moment dat cam cu toții o să avem o dizabilitate. Ne mai lasă vederea, auzul, merge mai greu. Și când mergem, nu mergem să ne plângem de milă. Nu mergem să cerșim. Mergem ca să încurajăm pe alții. Mergem ca să întărim credința fraților în Domnul nostru Iisus. Dar pentru că a fost distanța mare, astăzi am venit un grup de voluntari. Și pe lângă ei avem și o persoană cu dizabilitate. De ce spun termenul acesta dizabilitate? Pentru că mai nou încearcă să fie schimbat cu termenul de un alt fel de abilitate. O să vedeți cum persoane care nu văd bagăna, cos, lucrează la mână, face mâncare, fac multe lucruri. Un alt fel de abilitate. Haideți pentru început să ascultăm un imn cântat de o persoană cu un alt fel de abilitate. Stă singură, dar aceasta nu o împiedică să-și facă toate treburile. Maria. Pacea Domnului. Mă numesc Mariana Iacobescu și până la vârsta de 12 ani am văzut și apoi încet încet mi-a scăzut vederea și n-am mai văzut. Și în prezent lucrez ca asistent medical masaj la un centru de recuperare din cadrul asistenței sociale, din cadrul primăriei București. Și Dumnezeu, dacă mi-a luat vederea, mă rog Dumnezeu, dacă așa a fost să nu mai văd, mi-a dat alte abilități, printre care și vocea cu care vreau să laud pe Domnul. Și voi interpreta, voi cânta pentru Domnul cântarea Vis de Cer. Strălucind, miresmea adu-
e pe sigel că va termina de data. Nu, că am încățat acum. Da. Nu mai merge. E posibil ca bateriile de aici să nu mai... Dar hai că eu sunt singur merge, știi, dar nu... Intrăm în al 8-lea an de existența acestei asociații. Și ca această asociație să funcționeze, avem nevoie și de voluntari. Voluntarii sunt oameni care fac totul din dragoste, fără să aștepte ceva. Care au fost loviți sau atinși în inimă de dragostea lui Dumnezeu. Câțiva dintre ei au venit astăzi aici, sunt cu noi. Și aș vrea să-i întreb, ce determină pe ei să se implice în această lucrare frumoasă? Ca să facem o paranteză, noi la București ne adunăm o dată pe lună o adunare de asociație. Suntem 80-100 de persoane, iar în fiecare sâmbătă, în cadrul asociației, s-a organizat și o biserică confesională, cei care și-au dorit să studieze, să se închine Domnului. Și li s-a oferit această posibilitate. Și în fiecare sâmbătă după amiază avem această biserică a persoanelor cu dizabilitate, unde vin o medie de 30-40 de persoane. Sâmbătă dimineață avem biserica voluntarilor. Și voluntarii se pregătesc pentru a sluji. Pentru că noi am învățat că o biserică, dacă nu iese afară dintre zidurile ei, este o biserică moartă. Sunt oameni, o parte dintre ei, care sunt și dimineața la Biserica Voluntarilor și după amiază la Biserica Persoanelor cu Dizabilități, o parte dintre ei sunt aici cu noi. Și aș vrea să-i întreb. De exemplu, Dana, o văd îngândurată, dar o poftesc aici în față. Aș vrea să te prezinți și să ne spui de ce vii tu sâmbătă de sâmbătă și la toate întâlnirile și să pregătești hrana la bucătărie când avem o întâlnire. Daniela Rădulescu Paris și lucrez ca inspector la asistența socială sector 6, unde și colega mea lucrează tot acolo, numai că este într-un centru de recuperare. Vin la asociația Ridică-te și umblă ca să-mi încarc bateriile pentru o săptămână, vă spun sincer. Pentru că de aici îmi iau rezerva de putere pentru, bineînțeles, prima dată din Cuvântul lui Dumnezeu, din relația pe verticală cu Dumnezeu și prin a sluji semenilor mei. Și bucuria de a mă întâlni cu ei este foarte mare, pentru că mă întâlnesc cu ei și ei îmi dau energia care o irosesc în timp de o săptămână în zile. De-abia aștept să vină sabatul, ca să pot să mă întâlnesc cu toți cei dragi colegii mei voluntari și cu toți prietenii mei, persoanele cu dizabilități. Când mă întâlnesc cu ei, să vedeți cum radiază de bucurie când ne văd fiecare, ne strângem în brațe, ne spunem bine ai venit, bine că te văd. Este o bucurie extraordinar de mare și îi rog pe Dumnezeu ca să mă țină tot așa, exact ca și până acum. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru chemarea care mi-a făcut-o. Și aici de față, fiindcă este și fratele Uba,
Îi mulțumesc încă o dată pentru chemarea care i-a pus-o Dumnezeu în gând ca să mă cheme în această lucrare. Amin. Cu ce te ocupi tu în viața de zi cu zi, Daniel? Am spus prima dată... N-am fost atent când eram acolo, atenție așa. Am spus prima dată, sunt inspector la asistența socială sector 6, departamentul alocații și indemnizații sector 6. Deci, cumva, e o legătură. Da, este o legătură, da. Primul meu departament a fost persoanele cu dizabilități la dreptul persoane cu handicap. Asta a fost prima dată când am făcut un transfer din sectorul 1 în sectorul 6. De când îl cunoști pe Dumnezeu? Din 2000... Eu îl cunosc de pe Dumnezeu de mult, adică din copilărie. Am fost o fică rătăcitoare, o fică care n-a ascultat de Dumnezeu. Atunci n-am înțeles. Și acum spun că n-am ascultat, pentru că dacă ascultam atunci eram poate departe, mai departe decât sunt acum. Dar nu-mi pare rău, pentru că El nu m-a lăsat și am venit în casa lui Dumnezeu căutându-L cu toată inima. Și parcă îmi lipsea ceva din mine. Te-a chemat și când... 2009 a fost chemarea Lui. Și de atunci nu poți să stai liniștită, da, până nu îi slujești și pe seminii tăi. Exact. Mulțumim! Lucian, vreau să vă mai spun un secret. Voluntarii care îi aveți în față l-au cunoscut pe Dumnezeu recent. Nu sunt născuți la a doua generație ca mine. Pacea Domnului, am emoții. Pacea Domnului. Lucian, stai puțin. Tu ai emoții când ești singur și de aceea ai să o chemă și pe soție lângă. Cumva povestea lor se leagă. Aș vrea să împreună să spuneți cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu, cum era viața voastră înainte, ce v-a determinat să intrați în această lucrare de a sluji pe alții și ce înseamnă pentru dumneavoastră lucrul acesta. Nu prea încurajă așa că-i dau la soție. Da. Noi ne tragem din familie ortodoxă. L-am cunoscut pe Dumnezeu acum 5 ani în urmă și l-am cunoscut citind Sfânta Scriptură. El o asculta, iar eu o citeam. El fiindcă asculta și era mai bine informat de mine, pentru că prin Paicu, Ioan Paicu, așa, venea tot timpul acasă și îmi spunea, știi că nu este bine așa? Știi că nu este bine să ne închinăm la icoane? Și eu ziceam, nu știu, nu te cred, arată-mi, vreau să vă scris. Și mi-arăta în Biblie. Și cum mi-arăta în Biblie, mai eliminam câte un rău din viața mea. Și așa a fost, cu experiențe foarte multe alături de Dumnezeu, care Dumnezeu ne le-a oferit. Nu este timp să le povestesc pe toate. Dar Dumnezeu ne-a condus în așa fel, pe amândoi, până când am hotărât să ne căutăm o biserică care să păstreze legile lui Dumnezeu. Și în felul acesta am descoperit Biserica Adventistă. Am hotărât să mergem să căutăm biserica, am mers. A durat un an până când Dumnezeu ne-a descoperit tot adevărul. Ne-am botezat și uite așa am ajuns să-L slujim pe Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu a pus atâta dragoste în inima noastră, noi ne-am dorit să-L slujim, să fim alături de El. Și am cerut Domnului ca să ne pună într-o lucrare pe care să o slujim din dragoste și din iubire. Și Dumnezeu ne-a călăuzit la Asociația Ridică-te și umblă. Nu pot să spun că ne-a pregătit dinainte, cu multe, multe experiențe. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt alături de soțul meu în această lucrare, că suntem la credință împreună. Și uite așa l-am descoperit prin dragostea față de semeni în Asociația Ridică-te și umblă, pentru că persoanele cu dizabilități te face să iubești oamenii. Curajul lor, tăria lor și felul lor de a se ruga
te face să crești în credință, te face să iubești. Noi așa am crescut în credință și dragostea noastră față de semeni a crescut. Deci suntem fericiți că suntem voluntari la Ridică-te și umblă. Vă încurajez pe toată lumea ca să experimentați această frumoasă lucrare. Ce aș putea să zic mai mult? Au fost momente în viață când această lucrare v-au ajutat, v-au întărit? Da. Deci eu dacă mă trag din lume și am avut o viață mai departe de Dumnezeu, cu multe vicii, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a salvat din ele, eram puțin mai depresivă, eram nemulțumită de viață. Și cred că depresia asta m-a urmărit și după 5 ani de credință alături de Dumnezeu. Mi s-a întâmplat de vreo 2 ori când am mers odată în tabără la Stupin, împreună cu persoanele cu dezabilități, să privesc mai mult la oameni decât la Dumnezeu. Dar Păstin, care este o persoană în scaunul cu rotile, care nu prea vorbește bine, mi-a ținut o adevărată predică. Și mi-a zis tot timpul, Doina, privește la Dumnezeu și nu la oameni. Tu ești chemat aici să faci o lucrare. Dacă tu vei pleca, atunci Satana va învinge. Pentru că el asta urmărește. Să te îndepărteze de lucrarea care el te-a adus să o faci. Și atunci, sincer să fiu, m-a încurajat foarte mult. Și s-a mai întâmplat odată, tot așa, plimbându-l prin parc. Tot așa am căzut în depresie. El m-a observat și la fel mi-a ținut o mare predică. Deci noi încurajăm pe ei, ci ei ne încurajează pe noi. Noi plecăm chiar încărcați cu bateriile, cum spune Dana. După o săptămână de muncă, după o săptămână de probleme lumești, noi la asociația Ridică-te și umblă în sabat sau duminica când ne întâlnim să le pregătim masa și ne simțim foarte fericiți. Vreau să spun că asta e o diferență dintre femeie și bărbat. Femeia vorbește cu 2400 de cuvinte pe zi. Deci eu vreau să spun că dacă faceți o lucrare și ajutați, noi suntem o binecuvântare pentru alții, să știți. Noi de asta suntem creați pe fața Pământului, cum lumea a fost construită de Dumnezeu, a fost creată de Dumnezeu, Pământul a fost creat de Dumnezeu și a creat prima dată natura. Deci ne slujește nouă. Și noi trebuie să fim o binecuvântare pentru semenii noștri. Și să știți, când ajutați pe cineva, pe oricare om după stradă, pe oricare om care aveți un vecin la locul de muncă, să știți că sunteți o binecuvântare și suntem un exemplu viu pe acest pământ pentru mulți oameni. Indiferent că sunt cu dizabilitate sau fără dizabilitate, suntem o binecuvântare pentru alții. Aș mai întreba-o și pe Flori. La fel, a cunoscut credința mai târziu și, deși are mult de muncă, se trezește dimineața la 5 ca să vină la bucătărie să facă mâncare sau să fie în tabără cu persoane cu dizabilitate sau să fie la biserică. Poate ne spui câteva cuvinte tu. Începem noi. Ce aș mai putea să adaug în plus față de ce au adăugat frații mei ar fi că Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare din noi. Toți suntem chemați să-L slujim. Când Domnul ne-a chemat, ne-a chemat în primul rând să-L cunoaștem, dar nu doar să păstrăm minunată tezaurul al Cuvântului Său în inima noastră, dar și de tuturor în jurul nostru. Aceasta o putem face prin comportament, prin vorbire, dar mai ales prin faptele noastre. Dumnezeu are o lucrare minunată pentru fiecare din noi. Așa că veniți alături de Domnul și lucrați. Aceasta a fost chemarea frumoasă care Domnul a făcut-o fiecare voluntar care suntem în asociație. De a veni să lucrăm alături unul lângă altul și împreună să formăm
acel trup frumos pe care Domnul Hristos vrea să-l formeze din noi. Mâini, picioare pentru cei care au nevoie și toate celelalte binecuvântări care El le pune în noi, să le dăm tuturor celor din jurul nostru. Dragostea care Domnul Hristos o pune în inima noastră este motivul tuturor acțiunilor noastre. La asociația noastră, Etichete și Umblă, acesta este motivul fiecărui voluntar care vine. Dragostea de a împărtăși fiecare persoană cu altfel de abilități și, mai departe, primind de la ei, aș putea să spun însuțit, noi trăim, dar și din partea lor vin atât de multe lucruri frumoase, încât, așa cum sora mea a spus, plecăm de acolo încărcați. Deci, dragostea se revărsă, este și primită și aceasta este o mare, mare bucurie pentru fiecare din noi. Ce aș putea să vă mai spun, mesajul ar fi că fiecare dintre dumneavoastră, mă iertați pentru emoții, fiecare dintre dumneavoastră sunteți chemați să lucrați pentru Domnul. Pentru fiecare este o lucrare. Răspundeți Domnului la lucrarea pe care o pune în inima noastră a fiecăruia. Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute pe toți, să mergem alături de El și împreună să fim lucrători destoinici ai viei sale. Amin. Fraților, să știți că marele beneficiu nu l-au persoane cu dizabilități, ci dumneavoastră care vă implicați în această lucrare. Spunea o soră, zice, păi eu de când vin la Ridică-te și Umblă, nu mai plâng acasă că nu mi-am luat ultima modă de încălțăminte, de îmbrăcăminte. Iar când oamenii aceștia merg în biserică să prezinte un program, frații când plec de acolo, iau și așa plau să zice, nu, ne-e rușine, ce să mai zicem noi? Ia uite, oamenii ăștia nu văd și ia uite câte lucruri fac. Ia uite, nu merg și ce credință au în Dumnezeu. Haideți să mai ascultăm un cântec, sperăm de data aceasta să meargă. Calvar, sus pe o cruce, iubire.
chiar dacă nu apare, chiar dacă nu apare expres în Biblie sau într-una din cele 10 porunci, porunca cu privire la persoane cu dizabilitate sau dizabilități, totuși, de-a lungul Bibliei, de la Eden la Apocalipsa, sunt multe locuri unde Domnul poartă de grijă și se îngrijește pentru aceste persoane. Și o să vedeți că și în Vechiul Testament, în cărțile legii, dar și în cărțile profetice, și în lucrarea Domnului Iisus, și în lucrarea apostolilor, și în final, pomul vieții, a cărui frunze, va sluji la vindecarea neamurilor. De-a lungul istoriei, Dumnezeu se îngrijește de persoana cu dizabilitate și El dorește ca persoana aceasta să fie câștigată pentru El, să facă parte din trupul Domnului Iisus, dar mai are ceva pregătit. Să folosească persoana cu dizabilitate în lucrarea Lui. Și persoanele cu dizabilități, nevăzători sau cu căruți, merg și fac misiune. Aș vrea să urmăresc câteva imagini care spun lucrul acesta. Imaginele nu sunt decât de cursul anului 2017, dar în 8 ani de zile au fost multe. Sunt persoane care nu au ieșit din casă, decât foarte rar. Îmi spunea cineva zilele trecute, domnul Florin, eu înainte nu ieșeam din casă, că mi-era rușine, că se uită lumea la mine și râde de mine. Dar de când vin la asociație și văd că sunt mulți ca mine, atunci s-a schimbat viața mea. Și noi am hotărât un proiect, Călătorie de Vis. Și mulți au fost în excursii. Împreună cu voluntari. Aici erau pe lacul Herăstrău. Palatul Parlamentului. Știți ce mi-a zis un băiat? Am așteptat 20 de ani momentul acesta. Să intre, să vadă cum e mare. Poate cunoașteți emisiunea Nu e singur cu Dana Bordeanu, unde de multe ori suntem și noi invitați. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre imaginea aceasta. Băiatul în albastru, cu 30 de ani în urmă, a plonjat în apă și a rupt gâtul coloana. Medicii au spus că nu mai are șanse nici să trăiască. De obicei, cei care pățesc așa rămân în fotoliul rulant. Dar el a fost ajutat de Dumnezeu și cu ajutorul cârjelor nu a rămas. După mult timp, când a gândit mai bine la cuvintele imnului 405, este soare azi în viața mea, a început să dea telefoane. Zice, ce m-aș fi făcut eu dacă aș fi rămas ca tine? Vorbește cu o persoană în căruță. Ce m-aș fi făcut eu dacă aș fi rămas? Că eu nu mai am părinți. Și de atunci e plin de viață. Când vine sau sună, să sună ei între ei, ne sună pe noi. Și primul cuvânt știți care este? Este soare azi în viața ta? Ne încurajează. După 30 de ani, merge până în saloane și întreabă asistentele în ce salon sunt oameni cu fractură cervicală, că vreau să-i vizitez. Și asta face. Merge, încurajează,
eram în vizită la spitalul de copii Marie Curie. Vedeți, în dreapta sunt fete bolnave de cancer. Noi am mers acolo să aducem un zâmbet pe chipurile lor, operate pe coloană, la o casă de copii cu nevoi speciale. Aici sunt două fete. Cea din stânga, e un spital de recuperare. Cea din stânga a avut un accident, a fost proiectată prin parbriz, i-a căzut ochiul și maxelarul, în același timp medicii le-au pus la loc și venea de la alt spital să o viziteze tatăl ei care făcea citostatice. Au trecut 7 ani de zile. În această perioadă și-a luat 2 servicii și după 7 ani de zile îi se muiau picioarele și a căzut. I-au descoperit de la acel accident, de acum 7 ani, un chist pe măduvă. Fata a rămas în căruț. Iar acum, recent, de câteva zile, mama ei, bolnavă, i-au fost amputate picioarele, au dus-o la un spital, la un sanatoriu, tatăl are operații pe inimă, iar ea acasă face mâncare, face curățenie și îi vizitează și pe părinți. Fata din stânga, Găbița, circulă pe Facebook un filmuleț de 4-5 minute în care scoate în evidență zâmbetul ei. În 3 zile știți câte vizualizări are? Vreo 220.000, vreo 2.500-3.000 like-uri. Nici ea nu are părinți și a crescut nepoții, face treaba acasă. Iar când vine la asociație, e numai zâmbet. Aici suntem în vizită la un azil, pentru că persoanele cu dizabilitate merg și la azile. Și vedeți, în stânga o familie de nevăzători. Ambii sunt nevăzători. Vreți să vedeți ce lucrează acești oameni fără vedere? Doamna! Și aici sunt câteva lucruri, foarte puține, dar doar dânsa face multe lucruri. În casele lor e ordine, e curățenie. Gătesc multe feluri de mâncare. Sunt persoane normale. Lucrează aceste obiecte și nu le vând. Le oferă cu dragă inimă voluntarilor și colegilor de la asociație. Și am fost și noi invitați ca să dăm mărturie despre lucrarea noastră. De 8 martie, persoane cu dizabilități însoțite de voluntarii noștri în centrul Bucureștiului ofereau flori doamnelor și le spuneau să râd mâna doamnă. Au mai fost și alte ocazii când pe baloane umflate scria mulțumesc că existi. Mergeau prin parcuri și le ofereau oamenilor. Mulțumesc că existi! Și oamenii aveau lacrimi și vorbeau între ei. Niciodată nu mi-a zis până acum mulțumesc că existi. Suntem unii alături de alții și la bine și la rău. Aici sunt zilele, evenimente din viață, zilele de naștere. Recunoașteți aici fotografia la universitate, simfonii de vară, în aer liber, multe scaune și noi dădeam telefon și ne rezerva scaunele din față. Am vrut să facem o surpriză domnișoarei care e cu pălărie din față, era ziua ei de naștere și atunci au primit flori oferite de violonistă și de fratele Uba în fața publicului. Pe căruțul ei, ea merge cu un scooter, cu un căruț electric, pe căruțul ei în spate scrie un verset: pot totul în Hristos care mă întărește. Și o întreabă lumea, dar de unde atâta zâmbet? De unde atâta poftă de viață? Și ea zice, ia uitați-vă pe spate. Alături de membrii asociației la Cununii,
Băiatul cu diploma, Gabriel, acum face masteratul, a luat diploma de licență marketing, da, cu 9,60. În fiecare an, Asociația Ridică-te și umblă organizează tabără la Stupini, participă în jur de 200 de persoane. Anul trecut au fost cam 140 de persoane cu dizabilități și restul voluntari. Într-una din serii am avut o festivitate, împlinirea 7 ani de existență a Asociației Ridică-te și umblă. Avem programe de seară, dimineața e înviorare, diferite ateliere, avem masă sănătoasă, așa, în cursul zilei sunt ateliere, da, unde instructorii sunt persoane cu dizabilități, facem cercuri, iar seara avem program de sală. Și în final, acestea sunt atelierele, în final, sâmbătă, în ultima zi, avem și concert susținut de persoane cu dizabilități. Mi-a spus o domnișoară de 30 și ceva de ani, zice, știi ce îmi doresc eu cel mai mult în viață? Cine știe? Vreau să intru în bucătărie, să mă lăsați și pe mine să fac și eu odată în bucătărie ceva, că mama nu mă lasă. Și cu ocazia aceasta am zis tortul de 7 ani să fie făcut de fetele în căruț. Și una dintre ele spune, da, m-am simțit de parcă era nunta mea, așa atmosferă. Persoanele care le aveți dumneavoastră în față formează o familie. Voluntarii împreună cu persoanele cu dizabilități. Și voluntarii merg și ei în diferite excursii. Îi recunoașteți? O parte sunt aici cu dumneavoastră. De ziua de 8 martie au gătit un tort. Întâlnirile noastre de la asociație. Numai anul trecut, Biserica Persoanelor cu Dizabilități a fost în 28 de biserici adventiste din România, unde a susținut programe. Și nu am mers ca să ne plângă oamenii de milă, ci am mers cu un mesaj de speranță și de încredere în Dumnezeu. Sunt imagini din biserici pe unde am fost. Anul s-a încheiat în aceeași notă cum a fost pe parcurs aceste echipuri. Vedeți, băiatul al treilea din mijloc este vicepreședintele asociației, Aurel Burcea, cred că ați auzit și îl cunoaște, și revista lui, o revistă pe care o trimite 3.000 de exemplare plus electronic. De ce zâmbeau ei? Pentru că au fost surprinși de alte persoane cu dizabilități, împreună cu voluntari, au mers cu colindul. Iar ultima noapte dintre ani, cam așa a fost. Multă voie bună, mult zâmbet. Câteva imagini ca să aveți o idee cam ce se întâmplă în cadrul Asociației Filiala București, dar și buna dispoziție, voia bună pe care o au aceste persoane, cât și misiunea în care ei sunt implicați. Mariana, vrei să cântăm împreună Pentru Cer? Este un cântec. Nu știu, cântăm cu... Cântăm. Thank you.
doare mereu. Avem multe să vă spunem, dar asta ar trebui să fim ca pe timpul lui Pavel, vreo câteva zile sau până la miezul nopții, să stăm să... Deci începem. Sună telefonul și aud vocea inconfundabilă a tatălui meu, care spune, fiule, te aștept la culesul viei. Și zic, păi, tată, vin cu bucurie, pentru că știam că la culesul viei te aștepți să primești ceva la final. Și l-ai anunțat și pe fratele meu? Spune, da, am anunțat. Bun, vin cu mare viteză, deci mâine dată, zice el. Ajung în localitatea unde m-am născut, îi duc pe părinți, sau îi duceam pe părinți acolo în fiecare primăvară și toamna, la culesul viei și după culesul viei îi luam apoi spre casa. Alexandria. Noi stăteam la București. Și când ajungeam acolo, nici tu frate, nici tu ajutoare, zic, tată, dar ce fac? Măi, eu muncesc singur, eu culeg via, eu storc, eu pun la fiert, las că mai chem eu printre vecini, de la vecini, mai chem eu pe cineva și rezolvăm, dar fratele tău este atât de ocupat încât n-a putut să vin. De altfel, el avea și o muncă mai dificilă, mai grea. Și trebuie să vă spun că el totdeauna a fost mai bun ca mine. Chiar dacă nu este acum în biserică, însă a avut un suflet și are un suflet extraordinar. Însă că nu putea. Și eu amărât, culegeam strugurii, îi puneam pe folie, apoi îi puneam în zdrobitor, apoi în teasc, scoteam mustul, câteva că trebuia să vă muiesc acolo, pentru că totdeauna când culegi via, trebuie să te alegi cu ceva, chiar la momentul proaspăt al strugurelui stors. Și acum le puneam cazane la fiert, puneam mustul fiert în damigene, smoleam, acum se întâmplă vreo 10 ani în urmă mai bine, și la final auzeam cu mare plăcere rezultatul. Fiule, astea două damigene sunt ale tale. Două damigene de 25 de litri, vă dați seama, toată iarna să dai cu must și cu nuci și cu tot ce înseamnă pâine prăjită. Și acum venea partea cea mai urâtă. Astea două damigene sunt ale fratelui tău. Vă dați seama că mi-a căzut fața. Cum adică? Două lui, două mie. Păi, tată, ai gândit bine? Și tată, foarte bine am gândit. Astea ale lui? Da. El a fost aici, a muncit, el a transpirat, el a făcut. Nu a fost, ai fratele tău și e băiatul meu. Păi, ce judecată e asta? Tu ia-le pentru că ai mașină și du-le acasă, fratele tău. Vă aduceți aminte cumva de o parabolă care sună cam așa, cu o judecată foarte stranie? Matei 20, părăția celor se aseamnă cu gospodar care a ieșit vis de dimineață să-și tocmească lucrătorul la vin. S-a tocmit cu lemn. Aici pe la ceasul al 3-lea și pe la ceasul al 6-lea. Apoi pe la ceasul al 11-lea și ce le-a zis? Care a fost tocmai cu ei? Ce va fi cu dreptul? Ceea ce îmi spune mie această parabolă este că în viața spirituală, în viața sufletească, calculele sunt cu totul altele. Și anume, în viața aceasta a existenței noastre, competiția este ceea ce își pune cuvântul în fiecare zi, pe fiecare eveniment, cine e mai bun câștigă, cine este mai muncitor ia un salariu mai mare sau cine are influență mai mare, lucrurile se cam schimbă în societatea noastră, întotdeauna cel care muncește mai mult și câștigă mai mult. Dar ideea este următoarea,
nu se potrivește deloc cu judecata stăpânului și cu judecata tatălui meu. Ce au avut în atenție cei doi de au spus o asemenea, să zic, enormitate, două ție, două lui, adică aceeași retribuție. Haideți să facem un bilanț. Bilanțul este următorul. Stăpânul i-a chemat în vie cu un scop. Care a fost scopul? Care a fost scopul? Am putea crede că scopul a fost să-și rezolve problema lui. Să culeagă via. Îmi place să cred că a fost un cules de vie. Ca să ducă la bun sfârșit ceea ce a crezut că trebuie să se termine prin prestația celor care au fost chemați în vie. Lucrurile sunt cu totul altfel. Din punct de vedere al conversiei spirituale, această parabolă vrea să ne spună altceva. Dar până atunci vreau ca să fac o dezbatere. După ce el a făcut această retribuție, cu cât dădea la fiecare dintre cei veniți de pe urmă spre cei din tâi, cu atât fața celor care au fost angajați zi de dimineață era mai fericită. De ce se gândeau? Păi stai puțin, lor o oră, un leu. Noi, 12 ore, 12 lei. Bineînțeles că lei aceștia trebuie să-i gândim în termenii mult mai consistenți. Adică ceva de Mercedes, cumva, o mare forță financiară. Și când au văzut că și ei la fel, ca și cei care au lucrat o oră, bineînțeles că s-au strâns într-un sindicat, au făcut o revoltă, au venit cu pancarte și au spus, stăpâne, noi protestăm. Nu suntem de acord cu judecata ta și cu felul în care ai procedat cu noi. Și spun, băieți, care e problema voastră? Păi problema este următoarea, că noi am muncit mai mult, ei mai puțin. Câte? Câte pe ore am strâns noi? Păi voi 100. Și ei cât? 10. Păi nu s-ar fi căzut potrivit cantității să le dai și nouă mai mult la retribuții. Stăpânul spune, nu mă interesează cantitatea. Bun, nu te interesează cantitatea, ca timp. Câte ore au lucrat ei, câte ore am lucrat noi? O oră ei, ce din urmă, 12 ore voi. Nu s-ar fi căzut să ne dai și nouă, măcar de 12 ore? Spune, nu mă interesează timpul pe care l-ați lucrat voi. Foarte ciudat. Păi ce te interesează, stăpân? Păi bun, hai acum, al treilea argument. Uite-te cu câtă grijă am lucrat, cu profesionalism, cu câtă atenție, cu cât angajament, cu câtă pasiune și uite la ei. Uite, boabe zdrobite, acolo nu s-ar fi căzut pentru competența noastră, pentru calitatea noastră profesională să ne fi dat mai mult. Nu mă interesează talentele voastre. Și acum întrebarea este, ce plătește stăpânul dacă nu plătește cantitate, nu plătește timpul cât s-a lucrat acolo, dacă nu plătește angajamentul ăla profesional, talentul, ce plătește stăpânul? Cine ghicește primește acest volum de poezii proaspăt, nu de mult scris, care a fost... Ce-a promis. Ce-a promis. A răspunsul la chemare. Deci a plătit răspunsul la chemare. Doamne, pentru că m-ai chemat în via ta, dă-mi împărăția celorilor. Merge? Nu merge. Ce plătește stăpânul? Plătește exact ce a promis că dăm, legal, că se domnește cu ei. Păi da, la ceilalți ce a promis? Nu le-a promis nimic. Nu le-a promis nimic. Păi, poftim? Disponibilitatea lor. Doamne, pentru că am fost atât de disponibil, când Tu m-ai chemat, te rog să-mi dai veșnicia. Merge? Nu. Ce plătește stăpânul? Dreptatea. Poftim? Dreptatea. Dreptatea? Dreptatea cui? Păi Dumnezeu e drept, dă fiecăruia la fel. Aici trebuie să plătească ceva pe baza cărui fapt el întocmește statul acesta. Poftim? Înțelegerea, dar cu unii s-au înțeles așa, cu ceilalți nu le-a precizat. Dăruirea lor. Dăruirea lor. Doamne, pentru că eu m-am dăruit ție timp de 30 de ani. Uite, am fost înviată, am ținut 5300 de studii biblice, am vizitat 450 de oameni în suferință, m-am rugat cu
cu 7800 de rugăciuni. Te rog frumos să-mi dai împărăția ta. Merge? Nu merge. Ce plătește stăpânul? Stăpânul nu plătește. Stăpânul nu plătește. Da, ce face? Cum era cântarea pe care Mariana? Doamne, noi am lăsat case, am lăsat ce ne dai, zice Petru, cu un capitol mai înainte. Ce ne dai? Sau el spune, ce răsplată? Cuvântul cheie este răsplată. El nu plătește, el răsplătește. Vă rog frumos, retribuția. El vrea un lucru și anume, în via lui nu vrea oameni tocmiți. Cei care au venit de dimineață, gândesc eu, au spus, pentru că noi am venit de dimineață și am lăsat familie. Vă rog, ce ne dai, stăpâne? Și stăpânul a spus, chiar vreți plată? Nu, vreau foarte clar, noi stăm aici toată ziua. Ce ne dai? Și până la urmă, stăpânul n-a avut încotro și a spus, bun, vă dau, eu am fost mulțumit. Ei s-au gândit că își câștigă existența pe ziua aceea. Numai că ceilalți care au venit de-a lungul timpului, în parcursul acelei zile, ei nu mai au pretenția de a se tocmi. Și stăpânul spune, da, intrați în via mea. Cum se cheamă acești oameni? Cum se numesc acești oameni? Voluntari. Voluntari. Știi, voluntari. Ei au spus, măcar de intrăm în vie, măcar colegem și noi în strugure, scriva boabe. Acasă e sărăcie. Dacă le dă și nouă stăpânul un strugure, e minunat. Numai că atât de mult le-a plăcut de bunăvoința stăpânului, de a-i căuta și la ore târzii, să îi ia în vie, să aibă și ei să trăiască, deși nu le-a spus. Încât ei l-au îndrăgit pe stăpân. Și ei lucrau, nu de dragul rezultatului, lucrau de dragul stăpânului. Și când lucrezi de dragul stăpânului, atunci nici nu mai vrei ca să ceri ceva. Stăpânul ce a zis? Ce va fi? Cu dreptul. Și îmi închipui că după ce li s-a dat, ceea ce ei nu s-așteptau să primească, au spus stăpânului, stăpâne, mai de treabă și mâine, cum să nu? Mai ne primești și mâine viața? Păi de-abia aștept, de-abia așteptam ca să-mi spuneți lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, stăpânul vroia ca acești oameni să fie angajați permanent în via lui, de dragul lui. Ca, pe urmă, ceea ce nu spune parabola, și nu o să găsiți nicăieri lucrul ăsta, dar, în realitate, așa stau lucrurile. Acești oameni, tot lucrând pentru stăpân, în bucuria stăpânului și pentru stăpân, descopereau că, de fapt, el era tatăl lor. El a plecat, a venit, nu l-au mai recunoscut, pentru că ei au luat un alt tipar de viață, n-au mai trăit ceea ce a spus stăpânul și până la urmă, în conjunctura aceasta a unei crize existențiale și de viață sufletească, stăpânul a venit ca să-i salveze și erau copiii lui. Și ceea ce se întâmplă este că în misiunea aceasta, în via lui, îl descoperi pe cel care este de fapt tatăl tău. Nu o să găsiți lucrul ăsta, dar este o realitate pe care noi trebuie să o descoperim. În final, nu va fi mult timp și în locul acesta va fi de lucru pentru noi, pentru că stăpânul ne cheamă în via. Și această vie este printre oamenii sensibili, oamenii care uneori nu au abilitățile fizice pe care le avem noi, dar au în compensație alte abilități. Sunt mii de persoane în orașul acesta. Motiv pentru care noi nu vom face altceva decât să pregătim terenul ca în primăvara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să procedem la demararea unei filiale pentru persoane cu dizabilități și să alcătuim o familie. O să îi îndrăgiți, o să vedeți că pe cei care nu îi vedeați pe stradă, acum o să îi vedeți. Și atunci, aici, o să fie și nevăzători, o să fie locomotori, o să fie surd și muți și în această familie, acești oameni, vor dori un singur lucru, și anume dragostea celor care vor fi numiți voluntari. Acești voluntari nu se uită la rezultate, nu-și fac un nume din ceea ce fac ei,
ci lucrează de dragul stăpânului și pentru bucuria celor care sunt împreună cu ei. Și îi fac și pe aceștia să fie în același timp cu noi voluntari. Pentru că veți vedea că în această familie stăpânul are oameni care datorită păcatului care ne-a afectat pe toți, nu mai arătăm așa cum ne-a făcut el după chipul lui. Și pentru aceasta el vrea ca să retușeze, nu doar să retușeze, să schimbe fața noastră potrivit slavei sale, potrivit făpturii sale, încât până la urmă să ne aducă la originea pe care noi am pierdut-o datorită păcatului. Și atunci se întâmplă ceva, se întâmplă următorul lucru. Vom fixa o dată, vom avea un spațiu pe care fratele Cristi împreună cu Mircea îl vor căuta ca să ne întâlnim acolo în spațiu neutru. După ce vom avea spațiul acesta, noi toți, voluntarii, chiar înainte de a începe, ne vom strânge ca să facem un plan de lucru. Avem nevoie de oameni care să-i transporte, avem nevoie de medici, de asistenții, de persoane care lucrează în primărie, de persoane care pot să ajute această lucrare cu seminarii, de juriști, dacă avem juriști, de avocați, de persoane, tot ce este mai bun în această biserică, pentru ca noi să putem să îi ajutăm și să îi prindem în nevoile lor, să le răspundem acestor nevoi. Motiv pentru care noi aceștia suntem cei care, alături și de alte persoane, care nu neapărat trebuie să fie din biserica aceasta, pot fi din alte biserici, de protestante, pot fi ortodoxi, pentru că toți aceștia sunt atinși de Dumnezeu să facă un lucru bun. Iar împreună să putem să ridicăm la o înălțime sufletească și spirituală pe toți cei care sunt deprimați, care stau în casele lor și nu primesc poate atâta dragoste cât pot să primească de la cei care sunt atinși de Dumnezeu. În momentul în care avem spațiu, facem mii de pliante, le prăștiem în oraș, apoi o să avem o întâlnire la radio și TV prin care anunțăm evenimentul acesta. Primim invitați, facem invitații celor care sunt persoane publice și într-o zi de duminică, la o anume oră, după ora 1 sau 2, ne vom întâlni pentru a da start. Acolo ne vom întâlni cu 10, 20, 30 de persoane cu dizabilități, le vom lua un interviu să știm cum au ajuns acolo și care le este dizabilitatea, vom face o proiecție a ceea ce înseamnă această asociație și ce vrea ea în continuare să facă, după care vom propune următoarea întâlnire care va avea un program special, programele speciale care vor veni după programul de start. Totdeauna programele de după start sunt programe speciale, în care și ei și voluntarii vor avea ceva de spus, în așa fel încât să se țeasă o legătură de familie puternică. Cam aceasta este viziunea. Data trecută când am fost, ați fost deschiși și mi-a părut tare bine că am găsit consonanță în ceea ce privește disponibilitatea noastră. Dar pentru disponibilitate nu se plătește. Dar pentru chemare nu se plătește, ci noi vom fi răsplătiți. De 100 de ori pe pământul acesta și spunea Domnul și viața veșnică. De ce? Pentru că orice am face noi nu merită plată. Nu față de cine dă nouă Dumnezeu. Noi și așa facem ce facem, facem mânjiți. De aceea noi vom face ceea ce face Dumnezeu în viața noastră. De aceea lucrul acesta va fi un lucru ceresc. A venit iarna și eu n-am dus cele două damigene, fratele meu. Fratele meu știa că trebuie să-i duc damigene. Deja fulguia, le-am pus în mașină, le-am dus, el avea un bloc cu patru etaje, n-avea lift. Gândiți-vă că coșurile acelea de nuiere care îmbrăcau damigene trebuiau să fie cărate la etajul 4. Și când am luat în mână pe amândouă, în fața blocului, în fața scărilor pe care trebuia să le urc, am căzut cu cele două damigene. Și când am căzut cu ele, ce s-a întâmplat? Nu s-au spart. Nu s-au spart. Stăteam acolo întins cu ele și zice, dacă s-ar fi spart, ce bine ar fi fost. Păi aș fi fost și eu răcorit, că și așa nu merită. Cum adică? Eu muncesc pentru ele și alunec să-mi spar capul și pe urmă să le primească eu să le bea? Pentru ce? Și m-am ridicat și le-am dus până la urmă sus. Frate mea, uite, rodul muncii tale aici. Spune, hai, bagă-le în casă. Tot eu să le bag. Bagă-le în casă. Și el le-a băgat. Împreună cu mine le-am băgat, de fapt el e un glumeț, e un băiat
tare, tare fin așa și el știe să răsplătească. Adică modul în care el răspunde la ceea ce fac eu este admirabil. Însă eu mă bucur totdeauna când mă întâlnesc cu el și am înțeles totuși o lecție. Și lecția pe care am înțeles-o a fost următoarea. Că atunci când iubește tatăl pe toți fiii lui, îi iubește cum? Egal. Și necondiționat. Așadar, când o să lucrați pentru acești minunați oameni și o să lucrați nu pentru ei în special, ci pentru Dumnezeu care vă dă această bucurie, pentru că El să fie cât mai vizibil. Pentru ca El să spună cât mai clar fiecăruia, ca să audă fiecare mai clar că de fapt această dizabilitate va fi luată curând și că promisiunea Lui niciodată nu va fi amânată sau va fi măsluită cumva de vorbe frumoase și gratuite. Că El atunci când va face lucrul ăsta, va face total. Vom vedea, vom putea merge, vom putea auzi și vom putea vorbi cei care nu vorbesc și nu aud. De aceea, să vă pregătiți pentru chemarea care va fi făcută la o anume oră de stăpân și vă va chema în vie să faceți lucrul acesta cu voioșie. Și vă mai spun ceva, nu vă dormiți, pentru că răsplata este bine. Amin. Dumneavoastră vă dărâți dacă mai rămânem câteva minute sau încheiem. Încheiem? Mai rămânem? Vreți să cântăm un imn de-al nostru, de-al asociației? Care spune mulțumesc că exiști. Spuneam de acel proiect când persoane cu dizabilități mergeau în piața Sfatului din Brașov sau în Parcul Tineretului din București cu baloane umflate și pe ele scriau mulțumesc că există și le ofereau trecătorilor. Nu avem negativ. Încercăm, cei care își poștiu. Gândul înalt pentru fapte de dor, pentru un drum mai curat, ești chemat să fii zbor. Printre multe dureri ne adunăm să cântăm și așa noi puteri tot primim ca să dăm. Mulțumesc că existi pentru noi, pentru cer, mulțumesc că reziști un mister. Mulțumesc că existi pentru noi, pentru cer, mulțumesc că mă vezi cum să sper. Rostul nostru e sfânt, să încălzim inimi reci și să fim pe pământ o poveste de veci. Noi nu cerem decât mână întinsă în zor, să alungăm cei urât cu buchete de flori. Mulțumesc că existi pentru noi, pentru cer, mulțumesc că reziști un mister. Mulțumesc că existi pentru noi, pentru cer, mulțumesc că mă vezi cum să sper. Important pentru noi este să viața plină de har și de nou să arătăm și cât ciuda durerii mereu să luptăm și în dragoste tot să ne reinventăm. Mulțumesc că existi pentru noi, pentru cer, mulțumesc că reziști un
Și aș vrea să mai aflați că noi la București desfășurăm un proiect. Se cheamă Centru de Mobilitate. Cu alte cuvinte, taxi gratis pentru persoane cu dizabilitate. Avem un dispecer, avem un șofer, avem o mașină adaptată cu rampă. Oamenii, când au nevoie să meargă la doctor, la gară, la piață, la anumite instituții, sună, își fac programarea. Și cine credeți că apar? Sandu și Elena. Elena. Din iulie și până la sfârșitul anului, vreo 400 și ceva de beneficii. 380 de persoane până la sfârșitul anului și acum, cred că vreo 60, nu mai mi-amintesc sigur, de la începutul anului. Elena este o persoană care le îmbină pe cele două. E și voluntar, e și beneficiar. Poți să ne explici cum e și una? Da, pentru că sunt și o persoană cu dizabilitate. Văd mai puțin, pentru că câmpul meu vizual s-a micșorat și acuitatea vizuală s-a micșorat din cauza croidozei miopice, degenerației maculare, glaucomului, astigmatismului, operațiilor care l-am, cataracta secundară. Și mă bucur că pot să fac această lucrare și mă simt onorată că Dumnezeu m-a chemat în această lucrare, pentru că mi-aduce multă împlinire, multă bucurie, multă satisfacție. Văzând bucuria lor, bucuria mea crește poate de foarte multe ori față de ceea ce fac eu pentru ei. Când îi văd pe ei fericiți, fericirea mea să dublează, să triplează, poate și mai mult. Oamenii mă spun pe mine, îi programez, îi iau de acasă sau de la gară sau de unde sunt ei și îi duc acolo unde îi dorește. Rămân cu ei în spital sau în policlinici sau la cumpărături în gară până le rezolv problema. Uneori durează 2 ore, alteori 4 ore, 6 ore și în timpul acesta soțul meu se duce după alte persoane să ducă dacă sunt urgențe și suntem chemați. Iar când nu avem de lucru, noi mergem la asociație. Acolo avem de lucru de câte ori ne ducem. Elena pregătește tot ce se primește la asociație, ea știe. Lucrurile acestea sunt pentru cutare. Cine are nevoie, știe fiecare persoană în parte, știe nevoile și se ocupă și de partea aceasta. Elena, câte persoane au fost într-o zi cele mai multe? Sau câte ore? De când v-ați trezit și ați plecat cu taxi și când v-ați întors? Dimineața, probabil până seara. Că zic. Da, variază orele, pentru că uneori suntem chemați la ora 7 să ducem pe cineva, alteori la 1 noaptea, alteori la 7 are programare la o clinică particulară. Dacă s-ar pune cazul să renunțăm la acest proiect, să se încheie aici, credeți că ar fi o pierdere? V-ați dori lucrul acesta sau vreți să-l continuăm? Nu, vă dați seama ce triști ar fi toți și noi, pentru că ne place foarte mult. Cu ei în mașină comunicăm, ne cunoaștem, ne împrietenim, le dăruiesc cărți, unii oameni le stă din ei, sunt de foame, le cumpărăm ceva de mâncare. Ei chiar rămân uimiți că taxiul este gratuit și totuși noi le oferim ceva din ceea ce avem noi în mașină. Dacă e un copil, îi oferim o jucărie. Văd că ai în mână o carte. De ce? Cartea aceasta mie îmi place foarte mult. Am învățat 3 poezii din ea și sper să mai învăț. Îi se spune bună ziua noapte. Știți de ce? Pentru că când spune la un nevăzător bună ziua, pentru el este noapte. Și aici avem o poezie despre cei nevăzători, foarte frumoasă, dar nu-i timp să vă recit. Cine o cumpără o să o găsească, îi spune povește de viață.
foarte frumos. O parte din poeziile care sunt scrise, e ultimul volum de poezii pe care le-a scris fratele George Uba, și o mare parte din aceste poezii sunt inspirate din viața reală a acestor persoane pe care le-ați văzut dumneavoastră. Dacă luați această carte, vă veți hrăni și sufletul, dar mai mult decât atât, noi ne dorim ca această activitate să continue, taxi gratis. Și nu doar să continue, să se dezvolte. Lanțul de magazine care ne-a finanțat acest proiect, ne-a cumpărat și mașina și toate cheltuielile, a încetat contractul cu noi, așa a fost până la sfârșitul anului. Dar noi vrem să mergem mai departe. Așa că atunci când vă veți hotărâ să citiți o poezie, achiziționând această carte, noi nu o vindem, dar o oferim cadou celui care face o donație pentru proiectul Taxi. Vă mulțumim! Fratele Cristi, fratele Cristi va fi implicat din plin în această lucrare aici, în Oradea. Vreau să vă mărturisesc că, începând de aseară, sufăr pentru faptul că tot au termenul acesta tehnic, persoane cu dizabilități. Este ceva ce ține de asistență socială, de așa se discută acolo unde nevoile lor sunt mai puțin înțelese. Aș propune un alt termen. Ce ziceți de persoane cu oportunități? Pentru că vreau să vă spun că cine nu are ocazia să sufere sau să fie în zona unde se suferă, sau cine nu simte durerea împreună cu cei care o trăiesc, n-a înțeles nimic din viață. Asta este realitatea. Analizați-vă și recunoașteți, dacă puteți sau dacă vreți, că și drumul nostru către pocăință și către Hristos a început de la o răscurce unde am suferit. Nu prea există pocăință fără suferință. Sau cel puțin eu n-am prea întâlnit până acum. Am fost așa, mânat să scriu niște versuri în timpul acesta de aseară până acum și să le citesc. Știu că i-asum un risc. Aici sunt cel puțin două persoane care scriu versuri în mod profesionist și încerc și eu să mă țin de ei un pic așa. Chiar dacă e la sfârșit, în ceasul 12-lea. Se intitulează Ridică-te și umblă. Și vreau să întreb pe fratele Uba dacă nu cumva este marca luată deja, adică titlul, mai există un titlu al unei poezii? Da. Mai mult. Da. Povestea unei ridicări se cheamă. Da. Dar nu Ridică-te și umblă, nu? Dar poezia Ridică-te și umblă cu titlul acesta nu. Nu, mulțumesc. Doar titlul. Mi-ați luat o povară de pe inimă. Ridică-te și umblă. Cu mine poți să împarți ghemi de durere, speranțele făcute scrum. Și poți să-mi spui că nu ai mângâiere, că nu-i cine să-ți spună cu putere, ridică-te și umblă acum. Poți să te plângi că în viața asta seacă mergi neavând nici țel, nici drum. Că nu e nimeni să te arunce în apă. Ori ca să zică el să se priceapă, ridică-te și umblă acum. Știu că ți-e greu, că în lumea asta oarbă ochii tăi slabi nu sunt văzuți nici cum. Și de te împiedici și nu cazi în iarbă, să nu lași deprimarea să te soarbă. Ridică-te și umblă, spun. Poate că auzi doar sunetele înalte,
sau liniștea dintr-un mormânt străbun. Când glasul mamei, tu nu-l știi, încalte, și nu vine când cazi ca să te salte, ridică-te și umblă-ți spun. Privesc pe tine urmele de fiare din care, la o margine de drum, te-ai renăscut printr-o descarcerare, dar fără mâini, poate fără picioare. Ridică-te și umblă acum. Nu știu prin ce ai trecut. Nimeni nu știe. Spune-mi să știu, nu doar să presupun. Căci se putea să mi se întâmple mie. Chiar dacă îți provoacă alergie, ridică-te și umblă-ți spun. Când membrele și mușchii nu te ascultă, parcă-ți vorbiți ca să te lase în drum. Când trupul tău pe creier nu-l consultă, ascultă îndemnul cu răbdare multă, ridică-te și umblă acum. De ți-ai stricat cumva imunitatea cu nopți pierdute, țuică sau tutun? Ori când devine ereditatea, nu viața ai pierdut, doar sănătatea. Ridică-te și umblă-ți spun. Căci viața e mai mult decât puterea de a merge, de a vedea și auzi, de a nu ști niciodată ce-i durerea. E în glasul ce ți-aduce mângâierea, că sigur te vei ridica într-o zi. Mai crezi în el? Când te privești în oglindă și vezi că nu-ți mai vine vreun costum, vreo haină care să te mai cuprindă, de ți-e rușine să mai ieși și întindă, ridică-te și umblă chiar acum. Și dacă gura ta nu poate spune, iar dacă limba ta nu știe cum, că n-a învățat cuvinte a compune, chiar dacă te amuțește o legiune de demoni, umblă, scapă chiar acum. Să știi că sunt alături de tine și te înțeleg. Cum? Nici eu nu știu cum. Când te privesc cum suferi, mi-e rușine că stau și mă ocup numai de mine. Vreau să-ți întind această mână acum, să te ridic din căruciorul cu rotile, să facem pași pe al credinței drum, să-ți fiu urechi și mâini să-ți fiu, pupile, picioare să te ducă să vezi zile când lacrimile se vor duce ca un fum. Nu crezi, așa-i? Vei crede cu încetul, văzând că nu mă las de tine și te îndrum, să înveți în toate zilele alfabetul credinței că va fi ce a zis profetul, că orbii văd, iar șchioful va sări pe drum. Ah, te-am uitat pe tine, cel din spate, cu trupul inventar complet, dar cu o lipsă de putere în toate. Pentru acești neînsemnați, măi frate, ridică-te acum și umblă tu. Amin. Amin. Marea familie, ridică-te și umblă din cele 20-21 de filiale din toată țara. O parte dintre ei ne urmăresc și vreau să-i salut, pentru că am văzut acum că sunt cu ochii pe noi, Cristina Capus din Galați, Ramona din Bacău, doamna Doina, mama lui Cătălin din București și sunt mulți care ne urmăresc și se bucură și ne scriu mesaje frumoase de încurajare. Am lăsat special imaginea aceasta. El este băiatul care spuneam că merge prin spitale să-i încurajeze pe alții. El este băiatul care atunci când ești trist sau când apare la întâlnirile noastre, n-ai cum să continui să rămâi mai departe trist. Pentru că el cântă, pentru că se aduce această energie, această bucurie în suflet. Și n-aș vrea să plecați cumva trist, chiar dacă v-am obosit în seara aceasta.
Gigi? Da, Florin. Ce faci, Gigi? Uite, bă, că am supus de ce nu vreau să facem de concentrare. Da. Gigi, pentru cei care sunt deprimați, sunt descurajați, sunt supărați, le poți transmite un gând scurt? Pacea Domnului! Pacea Domnului! Mă aude? Da. Întrebați-i dacă e soare în viața dumnealor. Alo? Da, te aud, Gigi. Mi-ai transmit în fiind putrânii sănătoși să credem Domnul Iisus. Amin. Amin. Gigi, vrem să cântăm o strofă cu toți și apoi ne vom ruga. Uite, împreună cu tine, tu o să ne conduci în cântarea de închidere, la cele țărmuri, prima strofă. Bine, Florin. Hai. La cele țărmuri de pe serul, orice frumoase locuri văd eu, orice de mare așteptați acasă, nu? E mare bucurie în cer și nu vrem să mergem numai noi. Vrem să mergem împreună cu toți frații noștri, cu toți prietenii. Mariana, mă întorc acasă. Bine, la București mâine seară, dar acum vorbim de întoarcerea acasă la tatăl nostru. Bine.
drumul rătăcit, departe de-al meu tată, prin lumea privegit, aud chemarea dulce și vreau să vin și eu, din rob să fiu de-acum, un fiu de Aud chemarea.